victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit în Piața Victoriei, la radio, pe Facebook și YouTube. Festivalul democrației ne-a omorât, spunea despre campania PNL unul dintre liderii partidului, domnul Flutur. Că i-a omorât pe liberali e foarte puțin important, că omoare România este sau ar putea deveni esențial. Când scăpăm de belea și cum anume, adică de când putem spera la o guvernare serioasă și în ce formă ar urma să fie ea, încercăm să aflăm în această seară de la prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, invitatul meu în Piața Victoriei. Bună seara, domnule Rareș Bogdan! Salut, mâna distinsă doamnă, bună seara tuturor celor care vă ascultă într-un număr foarte mare. Invitați sunteți și dumneavoastră să puneți întrebări și să vă spuneți opiniile la numărul de telefon 0372069599. Domnule Rareș Bogdan, mă întrebam, în timp ce mă pregăteam pentru emisiune, cum ar suna editorialul jurnalistului Rareș Bogdan, de care mie personal mie adesea dor. Cum ar suna editorialul în această seară despre impactul Congresului PNL asupra României și despre deconectarea concurenților din PNL de agenda cetățeanului? Eu sper că nu sunt deconectați și dacă ne uităm la faptul că agenda cetățeanului a fost respectată și este în preocupările guvernului, aș spune că nu am fost departe de ceea ce își dorește cetățeanul, doar că viteza noastră este una mai lentă față de cerințele oamenilor, adică am reușit să livrăm mai puțin într-un timp mai lung decât și-ar fi dorit România. Asta nu înseamnă că va rămâne așa. Faptul că deja am venit cu compensări la facturi, iar de luni vor fi în vigoare la facturile de energie electrică și la energie și la gaz. Faptul că se discută despre plafonarea prețurilor, sigur, în funcție și de ce ne spune Comisia, pentru că Florin Câțu, fiind un liberal, nu dorește să distorsioneze piața, dar în același timp nu poate accepta nicio dublare sau triplare a facturilor la energie după modelul grec sau modelul spaniol. Faptul că PNRR-ul semnăm luni la ora 14 și până în 4 săptămâni, adică undeva până pe data de 1 noiembrie, vor veni primele 1,9 miliarde de euro, bani care intră pe proiectele valide, adică avansul de 1,9 miliarde ne intră în trezorerie, 18 țări deja au încasat acest avans, cel mai mare Italia cu 22 de miliarde de euro, din 194 cât e PNRR-ul lor, a fost cea mai afectată țară, arată că lucrurile au continuat. Editorialul ar fi unul laudativ? Nu, ar fi unul în care ar spune așa... O campanie electorală a unui partid politic trebuie să țină maxim 30 de zile, 920 de zile. Bătălia politică internă dintr-un partid politic trebuie să fie mai mult internă și nu după modelul primaries-urile americane, adică acolo unde se blochează 6 luni de zile dezbaterea publică, și mi-amintesc de momentul în care a fost nominalizat Donald Trump cu 18 candidați, el fiind al 18-lea, și în care John McCain, Dumnezeu să-l odinească, senatorul american, care nu era candidat, dar era în schimb extrem de influent în Partidul Republican, el făcea zob. Dar nu se blochează guvernarea. Dar nu se blochează nici guvernarea, nu se blochează. Eu nu cred că s-a blocat guvernarea. Suntem într-o criză politică, dar nu generată de Florin Câțu, nu generată de Partidul Național Liberal, ci de o supărare a colegilor noștri pe care noi îi dorim în continuare la guvernare. Bogdan, în momentul în care premierul la ședința de coaliție spune luni, nu voi băga, cum vă place dumneavoastră să spuneți, Angel Salini, noi îi spunem pe NDL 3, nu-l băgăm pe agenda guvernului, până când nu ne înțelegem și ei se trezesc miercuri cu PNDL-ul pe agenda guvernului, considerați că este o colaborare loială în cadrul coaliției? Dacă spuneți că nu-i vina lui Florin Cățu? Au fost 4 sau 5 ședințe de coaliție, la ele am participat la 2 dintre ele, în rest eram la Bruxelles. Și problema Angel Salini a fost o problemă discutată alături de secția specială și se căutau momente pentru a se rezolva această promisiune. Angel Salini nu este despre PNL sau despre cei 1260 de primari liberali. Este despre zona rurală a României, din care 69% nu este conectată la rețelele de gaze,
din România toată, deci cu tot cu marile aglomerări urbane, 54% nu este conectată la rețeaua de canalizare și 29% nu este conectată la rețeaua de apă curentă, respectiv 30.000 de drumuri comunale și a orașelor sub 10.000 de locuitori sunt încă drumuri de pământ. Asta este realitatea. Mai e o realitate pe care o spune Expert Forum, nu noi, corect, și nu care spune PNDL3, Angel Salini, mă rog, nu respectă Constituția, nu argumentează urgența, nu include elemente esențiale privind obiectivele programului, indicatori de program, criterii de evaluare. Nu definește limite superioare sau inferioare pentru finanțarea proiectului. Nu sunt elemente cheie pentru monitorizarea achizițiilor publice și a riscurilor de integritate. Nu respectă criterii de transparență și v-am citit doar așa, pe sărite din, ce, din reproșurile lor. Deci, unu, toate condiționalitățile sunt cele din POIM și cele de la fonduri europene. Toate evaluările se fac odată la 6 luni de zile. Niciun proiect nu poate fi finanțat decât prin selecție de oferte, solicitație publică. Curtea de conturi și direcțiile specializate din partea marilor parchete sunt cei care trebuie să vegheze dacă cineva încalcă legea, dacă există, bineînțeles, plângeri. Nu înseamnă că cele 10 miliarde de euro, respectiv 50 de miliarde de euro, sunt bani care merg spre buzunarele cuiva. Nu înseamnă că 3300 de primari din România care vor organiza licitațiile, cel puțin 2880 din ei, pentru aceste proiecte, trebuie să fie considerați automat ca fiind oameni care doresc să direcționeze banul public înspre, înspre nu, anumite da, locuri. Nu, dar paza bună trece primejderea, frica păzește bostănăria. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, dar consider că nu putem să-i considerăm pe acești oameni care foarte mulți dintre ei, sau marea majoritate, au schimbat fețele comunităților pe care îi conduc, de multe ori împotriva guvernelor de la București, și am exemple nenumărate atât de localități din țară, cât și de primari de mari orașe sau președinți de consilii județene, care realmente, împotriva unor guvernări ostile, au reușit să-și ridice nivelul de trai a comunităților respective. Deci cred că acest program este necesar, cred că cifrele pe care le-am anunțat privitoare la... Vă spun sincer, pentru mine a fost o surpriză și le-am verificat de 3 ori, inclusiv cu ministrul Cechea și cu colegii mei, pentru a vedea dacă sunt reale. Pentru că acest 69% locuințe din România neconectate la rețele de gaz într-o Europa care deja trece spre energie verde, mi se pare ceva nimeni absolut nimeni n-a pus în discuție șocant necesitatea proiectului, ci felul în care el arăta. Bun, ați spus că nu v-ați mișcat cu viteza suficient de mare, dar v-ați mișcat. Din punctul dumneavoastră de vedere, campania de vaccinare a fost un succes în România? Aici am o părere ușor diferită, chiar de către unii colegi de-ai mei. Cred că știu cifrele europene. La începutul acestui an, respectiv în martie-aprilie, eram felicitat pe coridoarele de la Bruxelles de colegi, șefi de delegații parlamentare, comisari, spunând, domnule, sunteți extraordinari. Am în top 3 țări europene la numărul de persoane vaccinate, mult înaintea Belgiei ca procent, mult înaintea Olandei. Olanda era pe la 200.000, Belgia pe la 500.000, noi deja ajunsese la 2 milioane. După care s-a întâmplat un stag, dar și aici arată clar că România are nevoie de o reformă reală și noi putem să o facem. Pentru că avem Clujul cu 63%, avem Bucureștiul cu peste 50%, avem Timișoara cu peste 55%, avem Sibiu, Brașov cu peste 50% și avem orașe chiar cu 60-70%. În schimb, avem o zonă rurală care în marea ei majoritate este la sub 20% vaccinare. Ce ne arată asta? Pe lângă ruptura clasică rural-urban, avem o problemă de influență. Pentru că în lunile noi, octombrie, septembrie-octombrie anul trecut, fostul guvern liberal a intrat într-un conflict nefiresc, anormal și care ne-a adus mari prejudicii cu un jucător extrem de important din societatea românească, pe care unii dintre liderii politici refuză să-l recunoască. Acest jucător foarte important se numește biserică, nu neapărat biserică ortodoxă, se numesc culte în general și influența lor asupra comunităților. Biserica Catolică a susținut în momentul vaccinarea. În care a susținut în anul acesta, anul trecut, și anul guvernul, trecut, anul trecut guvernul a intrat vaccinarea într-un conflict în momentul în care a închis bisericile și a păstrat deschise păcănelele. Când 3 săptămâni au stat păcănelele deschise pe considerentul că avem bani, nevoie de bani la buget și toate bisericile au fost închise, s-a creat un conflict. Dacă vă amintiți, a fost pentru prima dată în istoria Patriarhiei Române când Patriarhul a ieșit public cu 2 comunicate extrem de dure privitoare la decizia
emitentului politic. Vaccinarea s-a prăbușit în mandatul domnului Câțu. Erați felicitați la Bruxelles, la începutul mandatului domnului Câțu și ați fost, și noi suntem acum cu cele mai avansate orașe în urma mediei europene, cu mult, chiar și cu Bucureștiu, în mandatul domnului Câțu, care a relaxat înainte să-și atingă ținta de vaccinare. Aici, de la aici e o chestiune pe care, pentru că, în afară de factorul culte, biserici, în comunitățile mici, mai sunt trei elemente. Unu, dascălul, profesorul, cu o influență foarte mare în comunitate, primarul și, de asemenea, șeful de post, respectiv angajatorul, micul deținător de business. În momentul în care nu reușești în comunități rurale să iei de partea ta pe acești oameni și să-i convingi, să-i conștientizeze importanța vaccinării, e foarte greu să reușești. Noi am încercat caravane, am încercat toate formulele posibile pentru a-i convinge, dar, din păcate, antivaccinismul și curentul antivaccinist, care era între 8-10% undeva la început de an și care a ajuns spre un 25-30%, inclusiv datorită unor personaje cu credibilitate în spațiu public, aceștia fiind de la București, și nu vreau să dau aici nume neapărat, dar sunt jurnaliști, vectori de opinie, persoane publice importante care au creat acest plus. Partea de faptul că inclusiv noi, în cadrul Uniunii Europene, am avut o dezbatere amplă și n-am reușit să venim în Parlamentul European să impunem o rezoluție și apoi o directivă a Comisiei cu privire la fake news-ul, care a inundat pur și simplu spațiul virtual. Fake news e peste tot. Fake news și este și în Germania, fake news e și în Danemarca. Depinde de influență, okay. Depinde de puterea democrației. Îmi spuneți că domnul Orban a stricat relația cu biserica. De ce domnul Câțu n-are nicio responsabilitate din punctul dumneavoastră de vedere pentru Florin acest Câțu, eșec? Eu vă spun ceva. Florin Câțu este singurul lider politic din guvernul ultimilor 9 luni de zile, care a participat la acțiuni de vaccinare și care a considerat că vaccinarea este vitală pentru ceea ce înseamnă toamna aceasta și revenirea la normal. Eu aș putea să mă îndrept spre alții din guvern, dar nu e cazul, pentru că eu nu fac reproșuri în momentul ăsta. Spun doar că problemele sunt mult mai largi și mai complexe decât par la prima vedere și țin inclusiv de nivelul de educare, de educație și de relație de relație autoritate publică cetățean, pentru că în timp ce în România, datorită unei istorii complicate, în momentul când autoritatea publică impune ceva, prima reacție a cetățeanului este de respingere și nu este după model anglosaxon, de acceptare, de intrare într-un făgaș normal, toate lucrurile astea se fac pentru a le putea contrazice, le faci prin argumentație. Poate nici campania de marketing nu a fost cea mai potrivită, poate nici vectorii folosiți pentru influențare nu au fost cei mai potriviți, poate trebuiau folosiți și oameni din lumea sportului, și oameni din lumea artistică sau culturală, și oameni obișnuiți. Cert este că este o îngrijorare serioasă în momentul ăsta și îi îndemn pe toți să urmărească modelul britanic sau modelul israelian, unde chiar dacă ratele de infectare au fost destul de mari în această toamnă, nivelul celor care au avut simptome grave sau care au ajuns, Doamne ferește, la deces, au scăzut cu până la 3%. Da, și deci 97%. Măsurile în alte țări sunt mult mai severe. În Germania, în Italia au ajuns în Belgia, niște... în Franța, exact. Nu poți intra nici... De ce nu are curajul guvernul Câțu să ia aceleași măsuri? Pentru că Congresul PNL... Nu, n-are legătură Congresul PNL cu asta. Am văzut această speculație. Aici ceva care n-are legătură cu Congresul PNL în această țară? Nu, chiar nu. Asta e chiar o surpriză. Chiar nu Congresul PNL e marea problemă a acestei dezbateri. Repet, e o chestiune în care nu poate doar un guvern, un președinte, un premier sau un partid politic să influențeze. Gândiți-vă la jocul triplu pe care l-a făcut Victor Ponta, Marcel Ciolacu și ceilalți. Masca este un căluș, spunea Marcel Ciolacu în iunie anul trecut, după care spunea, dacă deschideți școlile, dacă nu deschideți școlile, sunteți niște nenorociți care vreți să duceți societatea românească în abisul, în negura istoriei. După care deschidem școlile și suntem apostrofați că le-am deschis prea repede și fără măsuri. Vă referiți la anul trecut. Haideți să intrăm în actualitate. Păi, unde mâine... E foarte complicat cu lideri politici responsabili să duci înainte o țară când 2, 3, 5 oameni aici care conduc țara rămân responsabili. Aici suntem de acord. Plus că mai avem o problemă și nu vreau să supăr pe nimeni, că tocmai a reportat o victorie, dragul meu coleg și prieten, dar în momentul în care în anul trecut, în luna decembrie, la o emisiune cu un
la fel ca aceasta, urmărită, ascultată de oameni cu un IQ extrem de ridicat, cum sunt emisiunile de la Digi24, de la Europa FM și din alte posturi, unul dintre liderii importanți ai coaliției, domnul Cioloș, spunea că nu se vaccinează și că nu consideră vaccinul neapărat. Asta spunea în răspunsul pe care l-a dat alături de ceilalți lideri. Mi-e greu ca eu să vin să spun, domnule, știți, eu mă vaccinez, Florin Câțu se vaccinează, președintele Iohannis s-a vaccinat, ceilalți s-au vaccinat, dar avem unul dintre cei patru lideri importanți care încă nu-i convins de necesitatea vaccinării. Sau e curajul de a lua măsuri. Păi mâine veți avea un congres cu 5.000... Repet, ultima mea problemă, vaccinul lui Dacian, mai ales azi când a reportat o victorie. Vom ajunge și tur. La ea. Mâine aveți, păi mâine, sâmbătă. Dar a fost aveți... și asta, adică sunt multe componente la ceea ce s-a întâmplat. Aveți un congres cu 5.000 de delegați în spațiu închis, într-un oraș care a ajuns la... practic, 3, se apropie 4. De 4 la mie. 3,6. S-ar putea 3,4. Ca sâmbătă să fiți la 4, să fim da. La 4 la mie. Vi se pare că e o măsură, nu, e o situație potrivită? Avem următoarea situație. Avem o sală, cea mai mare sală din România, 15.800 de metri pătrați, adică undeva la 3 metri de participant la congres. Avem o listă de delegați verificată de către Secretariatul General al PNL de 90,6% din totalul celor care intră în sală, persoane vaccinate cu inclusiv cu doză de rapel pentru cei cu dublă doză. Avem de asemenea o situație în care certificatul verde digital se va aplica într-un mod judicios, adică pentru celelalte 9,4% persoane care nu sunt vaccinate și care vor participa la congres, se va aplica documentul care demonstrează că persoana respectivă a trecut prin boală și are anticorpii necesari, respectiv validați de un document, respectiv un test PCR făcut înainte cu 24 de ore, adică vineri dimineața, mâine dimineață, cu validitate de 48 de ore. Trebuie spus că congresul nostru, deși durează două zile, practic nu are 5.000 de oameni decât prima zi. Pentru că a doua zi, când se votează lista de prim vicepreședinți, vicepreședinți și biroul de conducere a Partidului Național Liberal, este un Consiliu Național care are doar 2.000 de oameni în acea sală și nu 5.000. Aici nu e vorba dacă vă infectați sau nu vă infectați dumneavoastră. Bun, aveți... N-am e dorit vorba să ne de... infectăm, este sincer. Vorba... Sunt convinsă de chestia asta, dar problema este alta. Ce mesaj transmiteți unei societăți în care oamenii nu au voie să se adune mai mult de 1.000 la anunți, liber? Botezuri. Și chiar mă întreba un domn pe Facebook, câți protestatari au voie sâmbătă la Romexpo în aer liber cu păstrarea distanței și purtat mășii. Având în vedere că e o suprafață foarte mare și pentru că eu vin din societatea civilă și am susținut că protestul face parte din exercițiu democratic, nu este absolut nicio problemă dacă în jurul acelei clădiri uriașe pe o platformă de nu știu câteva zeci de mii de metri pătrați se vor fi și protestatari. Ține de exercițiu democratic firesc într-o democrație funcțională. Să nu ne trezim că ei sunt amendați, asta cred că e. Nu cred că Lucian Bode și Ministerul de Interne va proceda așa, sau cel puțin eu am să intervin pentru că acești oameni, dacă doresc să protesteze, repet, mi se pare o dovadă de sănătate a democrației, un protest, nu e nimic anormal să fie protest. Și eu am protestat și cei care vă ascultă au protestat. Am fost și 600.000 de oameni în stradă, am fost și 1.000.000, am fost și 250.000 în Piața Victoriei. Nu ne-a amendat nimeni, nu o să amendăm nici noi pe nimeni. Faceți parte din echipa domnului Câțu în mod declarat la cel mai înalt nivel. Domnul premier are o cotă de încredere undeva pe la 15% în acest moment. Ultimul sondaj de opinie, 25% cota de încredere a premierului. De acum 3 luni, poate. Partidul Național Liberal, ultimele sondaje pe care le avem, Partidul Național Liberal, am văzut tot felul de speculații, nu a coborât sub 21%. Dar sigur că față de 25% e mai puțin, față de 27-28% de asemenea. Media e undeva între 21 și 23%. Domnul Câțu, potrivit tuturor sondajelor, este într-o cădere și cred că nu mă contraziceți, o cădere, din informațiile mele, este undeva în jur de 15%. Noi nu avem un sondaj cu Florin Câțu sub 20%. Toate sondajele noastre ne arată un Florin Câțu care este peste partid în momentul ăsta. Două treimi dintre români consideră că acum 30 de ani era mai bine.
2-3.000. Asta este sperie. Un sondaj asta oficial. Asta e cu tremurător. Nu realizați, nu aveți senzația că undeva se produce o decuplare și că domnul Câțu nu este, ați putea paria pe un cal mort? Nu. Sondajul acesta cu 30%, cu 2-3.000 dintre români, consideră că era mai bine acum 30 de ani, e recent. Nu, nu consider că Florin Câțu este cel vinovat de această situație. Consider, urmărindu-l pe Florin Câțu cel puțin în 3 deplasări la Bruxelles, negocieri pentru PNRR, știind exact că următorii 3 ani de zile vorbim despre reforme și în primul rând despre economie și investiții, știind exact ce înseamnă relocările de business-uri din Orientul îndepărtat spre Europa, datorat pandemiei și datorită faptului că marile corporații europene au realizat că producția la 12.000-14.000 de kilometri este complet ineficientă în situații ca cele din 2020-2021, consider că Florin Câțu, cu pregătirea pe care o are de finanțist, de macroeconomist, de om care înțelege perfect mecanismele economice și care s-a validat conducând Ministerul Finanțelor într-un moment în care economia României era dată de către mari analiști profeți ai dezastrului ca fiind în cădere liberă. Domnul Câțu a reușit să țină această economie și să meargă cu o curbă economică despre care toți vorbeau că va fi un L prelung și el a devenit un V ascuțit. Deci, cred că pentru momentul actual și datorită faptului că Florin Câțu reușește să aducă votanți în perspectiva următorilor 3 ani, pentru că trebuie spus, Partidul Național Liberal și Partidele Românești au alegeri peste 3 ani, adică primele sunt pe 12 iunie 2024, adică peste 2 ani și 9 luni. Europarlamentare, după care sigur, parlamentare locale și prezidențiale. Deci domnul Câțu, pentru momentul actual, pentru profilul domniei sale, care aduce votanți și din zona USR Plus, tineri, cu mai puțin tradiționaliști, mai puțin conservatori, mai puțin prezenți pe liniile valorilor clasice ale PPE, ale creștin democrației europene. Cred că este un atu pentru noi, pentru că Florin Câțu e dublat în acest, e dublat de Rareș Bogdan, de Robert Sighiartău, de Emil Boc, de Florin Roman, de Raluca Turcan, de Alina Gorghiu, de foarte mulți primari, de primarul Chițac de la Constanța, de foarte mulți președinți de Consiliul Județene. Practic din 17 președinți de Consiliul Județene avem 13 care îl susțin pe Florin Câțu, avem o mulțime de primari care îl susțin pe Florin Câțu, iar astăzi rezoluția lui Florin Câțu a fost votată de 40 de filiale din 45. 0372069599, dacă vreți să ne puneți întrebări, dacă aveți opinii. Domnule Rareș Bogdan, ok, congresul va trece, sâmbătă se va încheia, presupunând că se va încheia așa cum vă doriți dumneavoastră. Eu am durere cu gândindu-mă la congres, pentru că mi-am dorit un festival al democrației și nu un festival al păruielii. Dar, din păcate, am auzit și voci care au vorbit despre un război civil și, din păcate, a fost asemănat pe alocuri, generat chiar de cei care vorbeau despre asta. Acum îmi doresc, pentru că de azi dimineață primesc tot felul de mesaje îngrijorătoare și sper să nu se întâmple asta, ca sâmbătă la congres să fie liniște, să fie realmente o sărbătoare a discursurilor. Ce? Pentru că unii dintre cei care se află în echipa care va pierde acest congres, au o problemă ba cu președintele României, ba cu Florin Câțu, ba cu Emil Boc, ba cu alți reprezentanți ai noștri, Rareș Bogdan sau alții, și ar pregăti inclusiv acțiuni urâte la acest congres. Eu cred foarte mult în decența delegatului liberal, care nu se va lăsa antrenat în niciun fel în frustrările unora sau altora. Avem o ascultătoare pe fir, Maria. Bună seara, Maria, te ascultăm. Alo, bună seara, Europa FM, bună seara invitatului dumneavoastră, domnul Rareș Bogdan. Deci îmi doresc măcar congresul să fie liniștit, dacă campania a fost. Da, o întrebare scurtă pentru domnul Rareș Bogdan. În campania electorală, dumnealui a promis că va tăia acele pensii speciale. Domnule Rareș Bogdan, da, salut, bună doamnă. Sau nu? Da, pensiile speciale, după cum știți, au fost tăiate prin lege pe data de 28 ianuarie 2020, toate pensiile speciale, cu un vot complicat în Camera Deputaților și în Senat, iar la 48 de ore din momentul în care am reușit tăierea pensiilor speciale și ne-am bucurat cu toții,
A venit doamna Renate Weber, avocat al poporului pusă de către domnul Tăricianu și domnul Liviu Dragnea, care a atacat la ce cere legea. La ce cere a durat 5 luni de zile analiza pe această lege și sentința Curții Constituționale datorită pandemiei, datorită unor amenări succesive. În cele din urmă, Curtea a dat verdict de neconstituționalitate a legii și legea n-a mai ajuns la promulgare la președintele Iohannis, ci a căzut. Nu ne-am oprit, la 2 săptămâni, la sfârșitul lunii mai, am venit cu o lege de impozitare a pensiilor speciale promovată de Robert Sighiartău, Pavel Popescu și Florin Roman în Camera Deputaților și care a trecut la un vot, deoarece PSD s-a opus cu vehemență. Am reușit și această lege, ne-am bucurat că vom reuși impozitarea pensiilor speciale cu până la 85%. A venit doamna Weber din nou și ne-a anulat legea după 3 amânări, septembrie, octombrie, ultima verdictul a venit pe 14 decembrie. Deci nici această lege n-am reușit să o trecem. Tot ce am reușit până la această oră este tăierea pensiilor speciale printr-o lege votată în luna ianuarie a anului acesta ale parlamentarilor. Și aici, doamna Weber nu s-a mai opus, n-a mai atacat la CCR, deci CCR n-a mai intervenit. În schimb, parlamentarii care au pierdut drepturile, 800 la număr, 780, în frunte cu domnul Adrian Stase, s-au constituit în parte civilă și au atacat legea, dar n-au avut câștig de cauză, deci tăierea pensiilor parlamentarilor au rămas, iar demersul nostru, în continuare, nu doar al nostru, al PNL, ci și al colegilor din USR Plus, este să rezolvăm această problemă, așa cum trebuie să rezolvăm și problema celor două tururi de scrutin în cazul alegerilor. Mulțumim, Maria. Domnule Rareș Bogdan, domnul Câțu, dacă va câștiga, va continua ca premier și dacă da, cu cine face majoritatea? Susținerea noastră este pentru Florin Câțu. V-am explicat de ce, mai ales după semnarea PNRR de luni, n-avem nicio motivație să nu considerăm că e cea mai potrivită persoană pentru asta. A avut un rol major în asta. Am înțeles. Vom continua cu Florin Câțu, cu o echipă guvernamentală și sigur că prima noastră opțiune rămâne cu toate atacurile mai mult sau mai puțin agresive ale colegilor din USR. Prima noastră opțiune rămâne ca după terminarea Congresului PNL și a Congresului USR Plus, adică după data de 2 octombrie, să ne repunem la masă cu Cătălin Drulă, Dacian Cioloș, Dan Barna, Cristi Ghinea și Claudiu Năsui. Refuză categoric orice discuție în care domnul Câțu este premier, iar avansul pe care îl are domnul Cioloș întărește acest lucru, pentru că domnul Cioloș are o poziție mai radicală. Da, domnul Cioloș avea o soluție radicală și înainte. Dan Barna și Cristian Ghinea, Cătălin Drulă erau ceva mai sau Claudiu Năsui erau ceva mai maleabil în discuții. Eu cred că după ce Florin Câțu va primi votul a peste 65% din total, de peste 2/3 din votanți, din delegații la Congres și se va încărca cu această poziție de președinte validat prin vot a unui partid de 242.000 de membri și ca fiind cel mai mare partid din România, cel puțin în zona dreptei, cred că vor găsi o formulă prin care să discutăm condițiile, să venim cu un calendar de reforme aplicat, dar să revină la masă. Bun, și dacă în continuare nu-l acceptă pe domnul Câțu, trebuie să admiteți și că a fost jurnalist și ca politician, că pentru ei ar fi foarte problematic să accepte, să se așeze din nou la masa cu domnul Câțu în frunte. Ce faceți? Cu toată simpatia, vă spun, și încrederea, noi nu putem renunța, nu avem cum să renunțăm la Florin Câțu în acest moment și post-25. Mă bazez, în schimb, pe rațiune, pe echilibru, pe dorința de a face lucruri pentru țara aceasta și pe o reconciliere asupra acestei poziționări extrem de radicale a colegilor din USR Plus. Sunteți dispuși să refaceți formal sau informal pe sub masă USL, adică un guvern minoritar susținut de PSD? Mă bucur că sunt la o emisiune de foarte mare audiență să vă spun că pentru Partidul Național Liberal unicul adversar real este PSD. Pentru că considerăm că discuțiile cu AUR ar fi catastrofice și ne-am dorit, am venit chiar cu o rezoluție la propunerea mea, ca ele să nu continue pentru că AUR să nu fie validat. După modelul german cu AFD-ul, SPD, CDU, FDP, Grüne, nu pot intra într-o alianță. Pe mine m-a durut să văd că partidul domnului Cioloș și Dan Barna au intrat într-o alianță chiar conjuncturală
cu AUR. Așa se consideră că și noi să sunteți susținuți de PSD prin refuzul de a vota moțiunea. Apropo, această... Nu, n-avem, noi n-avem o poziționare comună cu PSD pe nimic și pentru mine și pentru colegii mei... Ba da, pe amânarea moțiunii, cum să... Pentru mine și colegii mei, opțiunea USL nu există. Bun. Dar atunci, matematic, cu creionul în mână, aveți nevoie de o majoritate. Dacă USR Plus nu vă acordă pentru că nu-l vrea în continuare pe domnul Câțu, dacă cu PSD nici puneți în discuție, cum? Nu. Care e planul B? Totuși, să zicem că nu aveți acel, cum în spuneți noastră, fac caz, apel la rațiune. În cel mai rău caz, vom încerca o formulă de guvern minoritar și sperăm ca totuși colegii noștri, după modelul anului trecut din USR Plus, minorități, să ne... Care are susțină. Nevoie de susține. Adică USR să vă susțină, sperați să vă susțină măcar din Parlament? Măcar pe legile esențiale pe care să le agreem împreună după un calendar stabilit împreună de reforme și de vot pe lege. Până la legile esențiale aveți nevoie de un vot în Parlament, nu? Deocamdată nu avem nevoie de un vot în Parlament, că mergem pe formula aceasta. Deocamdată nu avem nevoie de un vot. S-a schimbat compoziția politică a guvernului. Domnul Câțu, mai de... Cum să nu? Și-au dat demisia miniștrii USR Plus. Aveți o altă compoziție avem politică. Avem 45 de zile potrivit Constituției. Bun. În care stăm în și litera Constituției. Și după aceea mergeți la vot de încredere. După care vom vedea. Noi nu avem niciun motiv să renunțăm la Florin Câțu. Considerăm că este persoana potrivită pentru a conduce în continuare guvernul și avem toate aturile în mână pentru asta. Credem că colegii noștri din USR Plus vor reveni la sentimente mai bune. Este foarte discutată problema prezenței domnului Iohannis la Congresul PNL și declarațiile pe care le-a făcut din Statele Unite. Se consideră de către mulți că reprezintă o încălcare a Constituției prin implicarea directă a unui președinte de țară în viața internă a unui partid în sprijinul unuia dintre candidați. Sigur că am văzut acuzațiile, mai ales că le-au venit în primul rând din echipa domnului Orban și chiar din partea domnului Orban, dar eu mi-amintesc extrem de clar cum la Consiliul Național din urmă cu 3 ani de zile, când eram jurnalist, domnul Iohannis a participat la un Consiliu Național în care domnul Orban era pe punctul de a fi debarcat de echipa domnului Bolojan, Boc și Iulian Dumitrescu și atunci n-a fost o problemă că domnul Iohannis a participat. Astăzi, când domnul Iohannis nu a anunțat o susținere pentru Florin Câțu, domnul Iohannis a anunțat că dorește un parteneriat în continuare cu premierul României. Premierul României este Florin Câțu, dar dânsul dorește... Dacă a fost citat corect, însă n-a contestat citarea, spunând nu există niciun motiv ca Florin, îl încurajez pe Florin să continue. Păi e vreun motiv să plece de la guvern? N-a făcut referire la partid, domnul președinte Iohannis. Implicit, părea că... Implicit, dar nu direct. Domnul Iohannis nu a vorbit o clipă, doar s-a avut o întrebare cu privire la comportamentul domnului Orban din ultimele 2 luni de zile, spunând, dar cine îl mai înțelege pe Ludovic pe anumite aspecte? Domnule Rareș Bogdan, vă mulțumesc pentru prezența la Europa FM în această seară și tot ce pot să sper este că România va avea cât de curând un guvern funcțional. Distinsă doamnă, dacă livrăm și dacă înțelegem că România are o șansă uriașă 3 ani de zile fără alegeri, aproape 3 ani de zile fără alegeri, toate partidele, UDMR a avut congresul, noi urmează să-l avem în 3 zile. Altfel de congres. Ceilalți vom înțelege că avem o șansă să facem ceva cu țara asta, atunci vom reuși. Dacă nu livrăm din așteptările oamenilor, ne vom prăbuși. E foarte simplu. Pentru toată lumea. Vă mulțumesc, dragi prieteni, ne reauzim săptămâna viitoare. Acum rămâneți în cel mai mare club de seară din această țară, alături de Toader Păun. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.